Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. S-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i pe dânsii într-o viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care ne-ai pogorât la iad și ai deslegat durerile celor ferecați. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi ne odihnește, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe ea ce n-ar bagă ca să odihnească și sufletele adormiților mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Virgil, Gheorghe, Ilinca, Vasile, Anica, Alexandru, Melexima, Dumitru, Domnica, Gheorghe, Maria, de la Vasile, Constantin, Constantin, Maria, Ion, Anica, Ioana, Constantin, Aurel, Maria, Gheorghe, Constantin, Zaharia, Costan, Silvia, Nicolae, Vasile, Adrian, Aurelia, Constantin, Paraschiva, Orest, Maria, Elena, Gheorghe, Ileana, cu tot neamul lor cel adormit. Mircea Cancicov, Georgeta, Mircea Cancicov și toți cei adormiți ai familiei lei ca Ioan pentru viziteu, Ion Îngheru de Stelnica, Vasile Sforici, Constantin Pușcuță, Ion Lupu, Aurora Barcaru, Eugen Budău, Marin Cosmescu de la Savan, Ioan Iftimie, Gabriel Bacovia, Paul Țarălung, Alexandru Ungureanu, Ion Ilie, Ștergiu Adam, Gelu Măgureanu, Elena Paci, Elena Ungureanu, Dinu Apetri, Daniela Olariu, Florin Crăciunescu, Anton Ciobanu, Viorica Cocioiu, eroii neamului, scriitori, actori și artiști plastici și profesori adormiți, puși membri ai cenacului Avangarda 22, cu toți cei din neam adormiți, pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
iubirea lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte. Și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi ce s-au pomenit. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei prin cuvânt, cu lucru sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă de lor, că nu este om care să viețuiască și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor de pomeniți Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților domnilor tăi. Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta, cea de-a treia zi cu Harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și slega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriții și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitori ai acelui prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bun Împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă adormiților robilor Tăi, care s-au pomenit și se mai pomenesc, eroi neamului, scriitori, actori, artiști, clasici și profesori adormiți, foști membri ai Cenaclului Avangarda 22, Mircea Cancicov, Georgeta Mircea Cancicov, patronii spirituali ai Fundației, toți cei adormiți ai familiei Leca, scriitorii Ioan Petru Viziteu, Ion Ghelu de Stălinica, Vasile Sporici, Constantin Pușcuță, Octavian Voicu, Ion Lucu, Aurora Barcaru, Eugen Budău, Marin Cosmescu de la Sabar, Ioan Iftimie, Gabriel Bacovia, Paul Țarălungă, Alexandru Ungureanu, Ion Ilieș, Sergiu Adam, Gelu Măgureanu, Elena Baciu, Elena Ungureanu, actorii Dinu Apetrei, Daniela Olariu, Florin Crăciunescu, plasticienii Anton Ciobanu, Viorica Ciocoiu și robii Tăi, Gheorghe Maria, Gheorghe Ioan, Medexima, Virgil Gheorghe, Ilinca, Vasilea Nica, Alexandru Medexima, Dumitru Domnica, Gheorghe Maria Adela, Vasile Constantin, Constantin Maria Iona, Nica Ioana, Constantin Aurel, Maria Gheorghe, Constantin Zaharia Costan, Silvia Nicolae, Vasile Adrian, Aurelia Constantin Parascheva Orest, Maria Elena Gheorghe, Ileana, cu tot neamul lor cel adormit. Și a romilor Tăi care odihnesc în cimitirile orașului acestuia și pretutindeni din neam în neam și din veac în veac. Orice au greșit ca niște oameni în această viață,
Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice tip asupra lor, cu care ei însă, în mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la altcineva, au suferit oamenii care ca aceasta, prin pisma și prin lucrarea diavolului, binevoiește prea bune și mult îndurate, ca sufletul lor se așeze cu sfinții care din veac au binevăcuție, iar trupurile lor să se dea firii celeste de tine, că binecuvântat și prea slăviște ești în veci. Amin. Pentru fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi pomeniți, și de fără Doamne veșnică pomenire.